E vrașca. Un popândău. Ia uitați, ia uitați. Oho, oho, oho. Asta e prânzul. Aici cu pește, cu chifteluțe. Prijonic domnișor. O să noptez la stația meteorologică. Cred că asta o să fie culcușul la noapte. Mamă, ce afară! Oho, ce zăpadă și ninge! Și eu trebuie să ajung la Magadan. Bun, am vorbit cu un camionagiu. Te-a zis că merge până la Usnera și mi-aș pe mine. Am dormit aici. Cafe Cuba. Cafe pe rusă e... Ce-n cafe ne-a popas? Iată cum se repară aici pe timp de iarnă. Zasou eu, care se pravila? Le, la mare, să-și dau cu miot! Da, da, ce e Ciocășe? Magia rusească! Mergem cu roata așa și așa, improvizată, cu Andrei, pe să zicem la Uzdera. Drum bun! Cam blocat. Serioso? Totul are o soluție. Aba. Punem lanțurile. Ne căptușim pe mașină. Blănița aici să țină de caz. Am mai pus niște apă. Apă de cinire. Și văd două bărcuțe. Oamenii la pescuit. Avem 41 de kilometri la Usnera. Mamă, și două peripeții. Am pe aici, sunt pe tine curbe. Ui, 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 ui. Короче, ну его нафиг, я цепь одеваю. У меня нет, уж подбирай. Манчи, пусть они идут. Neră sau cum să faci 200 km în 9 ore. Și că n-am ajuns. Uznera, finally! E 6 și am pornit pe la, nu știu, 8 și ceva. Credit nu am, trebuie să găsesc un loc să-mi încarc telefonul și să văd cu gazda. Normal ar trebui să am, dar n-am mai avut rețea de 3 zile. E așa, o prietenă de unui prieten din... Asta e fain și când călătorești, nu neapărat prin couchsurfing. Te invită cineva la el și apoi unde te duci acolo? Am o cunoștință, am o rudă, am un prieten. Te găzduiește. Orașul ăsta, la ce să vă așteptați? Un oraș industrial construit în 37, deci în perioada socialistă. Cum am intrat, văzut și căsuțe părăsite, blocuri comuniste. Când ninge, nu e atât de frig. Am văzut minus 5 grade sau poate chiar mai cald.
Bă, e septembrie și stai ce vreme. N-aș și crezut. Asta cred că e termocentrala. E o zonă cu aur de asemenea. Și cu multă zăpadă. Cine trebuia să mă primească cunoștința cunoștinței? Nu e prin oraș sau nu știu, nu poate. Am dat de o clădire aici abandonată. Și cred că asta o să fie curcușul la noapte. De când pot să-mi pun cortul afară, e frig, frig, frig. Mi-a spus ceva prin couchsurfing așa, last minute, în următorul oraș, Susuman, până în Magadan. Poate ajung mâine acolo și am unde să stau. Gata, sunt într-un dormitor. E un bloc abandonat și aici locuia lumea. Am găsit chiar o canapea. Couchsurfing, squatting couchsurfing. Am pus sacul de dormit. De asta, alegeam. Nu e vânt, nu e frig. Atât de frig. Am sac de dormit, e ok. Bună dimineața! E frig, dar noaptea a fost călduț. Bine ați venit în adăpostul meu de noapte. Și un munte în spatele clădirii. Eu să plătesc întreținere, dar și să duc gunoiul. Bună dimineața! Mergem cu soarele în față, aici curalul e mic, dar zdravă. Nu-i trâmpitez. Rămânerea! Suntem undeva la Nera. Și hai să sperăm la o mașină. Un popaz mic cu un ceai fierbinte cu Serghei. M-a invitat, el păzește aici, nu știu eu, ce o carieră și aștept. O aștept o mașină, măcar la călduric. Spăsim! Iată ce drăguț e el, ce drăguț e el! Unde fugi? Unde fugi, mă? Ieși pe șapte! E simpatic, da, e vrașca. Un popândă. De-a lungul Nerei, prins mașină, cu Serioga merge mai departe, tot cu mașină de asta veche. Acolo se despart un drum care duce spre Ciuhotca. Și numai iarna. Deci sunt râuri, cu vara nu se poate merge, mai cât în gheață. Am făcut o mică pauză, l-a pus plasa cu ceva timp și ia uitați, ia uitați! Asta e râul Arctic. Arctic? Nera. A, Nera? Nera. A. Râul Nera și orășelul Arctic. Acolo un ceai și o roșie de aici din nord. Pamidor, agurii și rarul, da? So. Ați mai văzut așa ceva? Eu am mai văzut prin semenită la noi, la plus de afli. Asta e artă. După cum vedeți, aici nu prea ninț. Deja ne îndreptăm cumva spre sud. Magadan e la marea către Japonia. Și nu mai avem mult până la intersecția, frontiera dintre cele două regiuni, Iacuția și Magadan. Acolo și o stație meteo. Poate ajung acolo, poate mai departe. Hai să vedem. Case părăsite. 50 de kilometri într-o mașină aici cu ceapa, cu varza. Sunt trei în cabină și un singur aici în spate. Asta rove. Da, e foarte. Spasiva Balșoie. Bunim. Tot cu Uralul am ajuns. O să notez la stația meteorologică. Delian Chiu se numește. Asta e stația meteorologică. Ne așteaptă un șașlâc din carne de elan. Intrăm în oblastul Magadan. Spunem papa Icuția, tot cu băieții de la stația meteorologică. Am uschi praznic. O dimineață.
Și am zis pas. Prea devreme. Schimb mașina cu alta. Uite așa. Am noroc. Asta e prânzul. Așa cu pește. Cu chifteluțe. Bine ați venit în îndepărtatul Oblast Magadan și aici cu Pavel Gazanea prin Couchsurfing. O să încercăm tradiționalele icre roșii, bineînțeles, cu vodcă, cu castraveciori murați. Asta rămâne. Именно так. Спасибо большое. Не за что. Приезжайте к нам еще. Закуска. Будь. Am încercat micrele, crasne icra. Yes. Ok. Fresh, ribă chita. Aha, chita. Name, fish. Mm-hmm. Ok. First, vodka. Yes. After, icra. Ok. Yum, yum, yum. Mmm. Mmm. Mustache. Really? E muzică, s-a mai alăturat un prieten, s-a mai adăugat o sticlă. De data asta avem și niște șunculița afumată. Ia uitați aici. La mama acasă, domnule. Cu samărină v-am tot. Niște pește marinat. Vodcă, bineînțeles. Pavel mi-a dăruit două conserve de... de oaie și Stas, una de vită, una de cerb și una de cau. O să am rezerve până în Magadan. O să supraviețuiesc. Pațila. Bună dimineața, soare! 7 dimineața în Susuman, minus 14 grade. Am stat două nopți în Susuman, deci m-am simțit bine cu Pavel și azi mă așteaptă drumul spre Magadan. Nu știu dacă ajung într-o zi sau două, că mai sunt încă vreo 6 și ceva de kilometri. Frig! Îngheață părul! Îngheață fața! Îngheață mâna cu pe cameră! Pa! Eu am ajuns în Burhala, la vreo 80 de kilometri, așa că am părăsit Susuman, care într-o limbă locală înseamnă ceva de genul vântul râului, sau râul vântului. Și ați văzut prin ce serpentine am trecut. Ăsta e un săt cu aur peste tot, pe aici e plin de aur. Magadanska Oblast. Oblastul Magadan, de populația cea mai mică din toată Rusia. În schimb, e una dintre cele mai bogate, dacă nu cea mai bogată. Aurul la greu se găsește aici. Și tocmai de aceea, pe vremea lui Stalin, s-a dus aici muncitori deținuți și așa mai departe să construiască drumul și să extragă aurul. Este numită și Kalyma, după râul care trece pe aici. Și drumul Kalyma este cunoscut și drept drumul oaselor, pentru că mii și mii și mii și mii de oameni au murit aici construind drum, extrăgând aur și așa mai departe, deținuți politici, intelectuali. Ce s-a petrecut l-a inspirat pe Solzhenitsyn să scrie celebrului roman Arhipelagul Gulag. Și de ce arhipelag? Pe vremea respectivă
accesul se făcea doar cu barca la Magadan. Celebrele gulaguri de Ranul Stalin pe ei se găsesc. Muncitorii mai avansă așa, vreo 40 de kilometri. Iagădne, e un fel de Berry City. De celebrul râu Colima. E timpul frânzului, niște boli și pește. Eu sunt un orășel numit Palatka, adică mermește cort. Am ajuns acasă. Mai sunt vreo 70 de kilometri până la Magadan. Am ajuns în cea din urmă la Magadan, nu vine să cred. Și, bineînțeles, am pus direct la masă. Vine Daniel, gazda mea, și părinții lui. Câți kilometri? Mulți, mulți, mulți. Dar ăsta nu e sfârșitul.